Recording in progress. Ok. Încă o dată, Merry Christmas și toate cele bune. Bine ați venit, bine ați revenit, o parte din voi. Vreau să menționez din start că introducerea, doar introducerea acestei șezători va fi înregistrată și postată pe YouTube. Vă asigur însă că nu va apărea nicio imagine cu dumneavoastră sau cu numele dumneavoastră. Ceea ce se înregistrează este pur și simplu doar imaginea lunenea asta. Și pentru că văd câteva persoane noi pe aici, deși cred că aveți idee despre ceea ce se sugerează în aceste șezători, văzându-mi postările și activitatea online, de fapt este despre energie. Totul este energie. Energie nelimitată, neîngrădită și fără de margini. Această energie poate apărea uneori și ca o energie contractată. Fiind nelimitată, n-are bariere. Atunci când un copil se naște, ca orice altă naștere, să spunem, a unor animale sau alte ființe, copilul este pur și simplu nelimitat în trăire. Spontan, nou și proaspăt în fiecare secundă. Inocența aceea este de fapt definiția libertății absolute. Repet, fără niciun fel de îngrădire sau limitare. Iar această nelimitare este acolo pentru că nu există o persoană încă în acel corp. Nu este un simțământ, eu sunt. Este pur și simplu existarea, fiire. După un timp, o energie contractată pare că se formează în corp. I se spune că el este Marius Ion Raluca, copilului, da? Roxana, Mihaela, Alexandru, Dragoș, etc. Este dus copilul în fața oglinzii, corpul acestuia, și părinții spun, uite, ăsta ești tu. Deși totul este doar o aparență, nefiind cu adevărat reală. Și sunteți destui aici care ați înțeles faptul că nu sunteți corpul și nu sunteți mintea voastră. Treaba e că înțelegerea aceasta nu vă ajută cu nimic până la urmă. Una e să știi că nu ești corpul și alta e să te trăiești ca nefiind corpul. Dar această energie pare că apare în corp și copilul dintr-o energie nelimitată și liber curgătoare simte brusc ceva în corp. Cum că e ceva în acel corp, ceva nu apare. Și simte acel lucru ca fiind o energie mai altfel. Și ca și răspuns la această energie, să spunem, care se naște contractată și limitată de acest corp, apare așa zisa conștiință de sine.
apare un sine, un eu, acolo, în mod total artificial și iluzoriu, crezând în totalitate ce îi spun ceilalți. Și aici apare simțământul de individualitate, să-i spunem așa, de separare față de ceilalți și față de întreg. Iar această energie contractată este hrănită de acest eu mental. Astfel, copilul își însușește o identitate și începe să vadă peste tot și pe ceilalți oameni care trăiesc astfel. Atenție, eu nu spun că e rău. Și de aici începe visul conceptual al lui eu. În principal, cu prima treaptă, eu sunt. Și care simte că este real. Eu sunt real. Eu sunt Ionut, eu sunt Maria, eu sunt Cristian, Alexandru, sau nu știu. Eu sunt o persoană reală. Aceasta este o lume reală. Și trăiesc într-o poveste adevărată numită viața mea. Și mai mult decât atât, am și drept de a alege și liber arbitru. De unde știu asta? De la ceilalți. O știu din experiență proprie? Absolut nu. Copil fiind, totul este o copiere. Așa se formează acest eu mental, mintea, dacă vreți, sau ego-ul. Și ni se mai spune, fiind copii, că modul în care facem alegerile poate influența ceea ce se întâmplă. În viața mea, în povestea mea. Și astfel, personajul crește văzând realitatea în acest mod. Toate bune și frumoase până aici. Acest mod de a trăi, să-i spunem, dualistic, este considerat a fi normal. Însă nimeni nu spune copilului despre natural, care este total diferit de normalitate. Normalitatea fiind tot ceea ce vedeți în jurul vostru. Boală, obezitate, eu știu, tot ceea ce vedeți în exterior. Oameni care aleargă mereu după altceva decât ceea ce au. Aceasta este normalitatea. Stres, anxietate, depresie. Asta e normalitatea. Un mod dualistic de a trăi. Total diferit de natura umană. Acest mod dualistic pe care persoana eu este formată și despre care eu tot susțin că nu există cu adevărat, duce către separare. Separarea de întreg, de manifestarea vieții, de viul vieții, de prospețimea sa. Aduce un simț de genul eu sunt un subiect și tot ceea ce văd în jurul meu este un obiect. Iar tot ceea ce vine de afară și se manifestă afară, vine spre mine și eu experimentez asta. Tot ceea ce se întâmplă, mi se întâmplă mie sau pentru mine. Ceea ce e total fals. Acest simț al separării aduce o majoră insatisfacție. Atenție mărită! La început este destul de subtilă. După o perioadă de trăit, ani să zicem, în acest mod dualistic, oamenii încep să afirme suferința. Majoritatea oamenilor însă nu sunt conștienți de acest sentiment
Dar acesta este prezent. Un sentiment de insuficiență, un sentiment de nesatisfacere, de nebine, dacă vreți, și că ceva lipsește. Nu recunosc oamenii neapărat ce lipsește, însă tot ceea ce fac ei, observați voi, și tot ceea ce face omul modern în lumea asta, în aparenta lume dualistică, este o încercare continuă și mereu eșuată de a căuta experiențe noi care să le aducă o stare anume. De mai bine, de mai frumos, de mai relaxat, de mai în pace, de mai liniște. Pentru a acoperi acel simț permanent de insuficiență, de insatisfacție. Întotdeauna caut pentru a acoperi acel gol interior. Însă unii, o mică parte, simt nevoia să caute mult mai adânc. De ce se simt așa? De ce au anxietate? De ce au depresie? De ce au atacuri de panică? De ce nu se mai pot simți împliniți? Întrebări care se ridică la acest nivel. Și astfel se duc către religii, către spiritualitate, terapii, sau eu mai știu ce alte abordări de acest gen. Și din nou repet, nu e nimic rău în asta. Aleargă pentru a afla de ce se simt așa. Ceva în interiorul lor spunându-le că ei nu sunt asta și că au cunoscut, în speță când erau copii, până a venit mintea peste ei, și altfel de trăire. Ceva spune în interior acolo că nu e bine. Însă, problema aparentă este că individul trăiește într-o lume subiect-obiect și interpretează asta ca și realitatea. Când începe să caute liniștea, pacea, vindecarea, iluminarea sau mântuirea, le transformă automat în niște obiecte, iar acestea nu sunt obiecte. Din această cauză nu sunt atinse, nu sunt obținute. Omul nu are pace și nici liniște. Transformând acest sentiment de insatisfacție, obiectivizând, să zicem, ideea de trezire, de iluminare, nirvana sau împărăția cerurilor, satisfacția de sine sau realizarea sinelui, făcând un scop din asta, văzându-le ca pe niște obiecte, acest întreg proces este destinat eșecului. Aici e dilema. Asta este, de fapt, bula iluzorie numită viața mea, viața ta, viața lui, fiecare are viața lui. Nu există așa ceva. Există doar viața. Doar asta. Și individul, persoana de tip eu, în visul său, de fapt afirmă că a pierdut liniștea, pacea, iluminarea și că trebuie să facă anumite ritualuri, să meargă nu știu unde sau ce, să practice curățări pentru a le obține. Din nou, vis conceptual, nu veți reuși din poziția lui eu absolut nimic. Nu iese pentru că nici acest eu nu are palpabilitate reală. Și în mod direct nu sunteți voi. Această activitate de a căuta, de a deveni, de a înțelege mai mult, este absolut, din păcate și în același timp din fericire,
inutilă. Exact cum ați pedala la o bicicletă fără lanț, plângându-vă că nu ajungeți la destinație și trezindu-vă epuizați la nivel fizic. E imposibil dacă n-are lanț. Degeaba dai la pedale. Pur și simplu. Asta se vede clar în exterior. Uitați-vă în jur, conștient, fără judecată. Oamenii încearcă să aducă către ei tot ceea ce îi face pe ei să se simtă mai bine. Niciodată nu e bine. Ai o casă, vrei mai multe case. Ai o mașină, vrei mai multe mașini. Uitați-vă la ei, la manifestarea asta, care nu e nimic rău. Aleargă toți mereu după altceva. În disperarea de a acoperi acest sentiment de insatisfacție. Da? Îți dorești un pix, ai pixul ăla, te plictisești de el și vrei altul. Și asta nu are legătură numai cu obiectele materiale. Așa și cu practicile spirituale și cu terapiile. Te fac să te crezi mai bine tu cu tine, însă observi după o mică perioadă de timp că nu e așa. Ceea ce se transmite prin acest mesaj, prin faptul că nu există cu adevărat o persoană în corpul ăla, bă, au disecat ăștia în milioane de particele și n-au găsit pe nimeni acolo, n-au găsit nicio persoană. Despre ce vorbim? Despre ce vorbește toată spiritualitatea și religia și literatura asta? Când cade acest eu, nu există nici liber arbitru, nici drept de a alege, nici toată povestea numită viața mea. Există doar asta. Ceea ce pare că se întâmplă, iar asta este manifestarea directă și vie a lui Dumnezeu, sursa primordială, până aici și acum. Doar asta. Așadar, transmisiunea asta, din asta, către asta, de la ceea ce pare a fi cristian, către fiecare dintre voi, pare că produce o anumită deschidere. Ceva energetic, care nu poate fi transmis prin cuvinte și nu poate fi înțeles sau apucat de minte, dar poate fi simțit. Și tot într-o aparență totală, acesta este motivul pentru care au loc aceste șezători săptămânale. De-aia am spus mereu, nu încercați să înțelegeți, nu încercați să obțineți sau ceva, sau să notați sau să acaparați ceva. Aici nu e nimic de înțeles, nimic de explicat, de obținut pentru nimeni. Nu e nimic de învățat. E doar asta. Trăirea pură. Pe care fiecare o experimentează în acest moment. Dar de obicei, mintea vine și încearcă să interpreteze această trăire, denaturând trăirea. Și dacă ați lăsat totul pentru aceste câteva minute în care ceea ce pare a fi eu trâncăne câteva vorbe în vânt, pentru că orice concept este fals în momentul în care a ieșit pe gură. De asta vă rog să nu luați de bun tot ceea ce zic. Ci să simțiți. Simte că ești. Din punct de vedere energetic, ceea ce pare că se întâmplă, repet și subliniez, pare, căutătorul are o intenție. Poate unii dintre voi vor pune întrebări. Nu e nimic rău în asta. Și nimic bine. E ceea ce este. Însă căutătorul pune întrebări în speranța de a găsi ceva, obiectivizând sau creând obiecte din liniște, iluminare, mai bine, pacea lăuntrică sau eu mai știu ce alte lucruri credeți că puteți obține. În această situație, căutătorul pune o întrebare către
un ceva care nu mai e aici. Și toate astea vor fi tăiate de la rădăcină și vor cădea cu putere. De-aia unii refuză în totalitate acest mesaj și fac urât. Pentru că răspunsul vine din nimic pentru nimeni și nu e bazat pe nicio cunoștință a unei persoane. Pentru că nu e mai o persoană aici. Este pur și simplu asta. Doar asta este. O rezonanță poate apărea ca și energie în mod total aparent. Fiind atenți la asta. Devenind ceea ce de fapt sunteți deja, prospus devenit. În visul conceptual al lui eu, persoana care caută, căutătorul spiritual, să-i spunem, caută de fapt ceva ce este deja. E deja aici. Plecând în căutare, e ca și cum plecați de acasă în căutarea casei. Este absolut inutil. Nu funcționează. Pentru că viața se întâmplă pur și simplu. Nu are nevoie de tine pentru a se întâmpla. Nu are nevoie de cineva căruia să-i se întâmple și nu ține cont de cine crezi tu că ești sau ce crezi tu că trebuie. Lucrul acesta, evidențiind faptul că auzirea se produce, indiferent dacă vrei sau nu, vederea se produce, indiferent dacă vrei sau nu, respirația are loc, indiferent dacă vrei sau nu. Urinarea, defecarea și tot așa bătăile inimii. Pur și simplu, viul vieții, curgând în mod constant și permanent, nou, spontan, fără de cauză, efect, scop sau țel. Fiind doar asta. Asta este tot. Sursa primordială, Dumnezeu, manifestându-se direct în ceea ce pare că se întâmplă. Fără un eu, fără un tu, nimeni și nimic. E doar asta. Am să închid acum înregistrarea și ne afundăm în ceea ce pare că se întâmplă ca fiind liniștea, tăcerea. După cum spuneam, abordăm poziția corectă ce, dacă vreți, creează un câmp benefic realizării a ceea ce cu adevărat sunteți. Și de acolo se vede clar tot ceea ce nu ești. Două minuțele să închid înregistrarea.